Cancerul, această nenorocire care face victime la vârste din ce în ce mai mici, a lovit recent și în destinul unei familii din sudul orașului Bacău. Despre caz nu am fi aflat probabil prea curând sau am fi aflat prea târziu dacă nu ar fi intervenit o presiune din spațiul virtual, de această dată una benefică asupra capului familiei. Pe numele său din buletin, Denuț Radu, bărbatul este cunoscut în mediul online sub numele de Nordist și mai ales pentru pasiunea sa pentru fotografii cu diverse subiecte din Bacău. În ultimul timp, acest hobby a trebuit să fie completat cu un altul pe care nu l-a luat în calcul în urmă cu puțin timp, cel de asistent medical improvizat. Calificarea rapidă a fost necesară din cauza bolii de care suferă soția sa, Violeta, cancer ovarian și de intestin gros. Februarie anul trecut deja au început, încetul cu încetul, o lună, două, trei, știți cum e, tot drumul și drumul la ea și... Dar atât, deci boala în sine, cancer, când spunem are cancer, deci eu cred că orice om, orice de pe planeta asta își dă seama că începând cu chinurile mari, fizice, cheltuielile mari, e greu. Nu știu, mai greu ca atunci când ai cancer, nu știu, probabil că cel care nu are picioare sau care i-a amputat, dar mai greu de atât, nu cred. Deci citostaticele în sine care le face ea, se cunoaște că e cel mai dur tratament, cel mai dureros tratament din lume. Toți doctorii de acolo, de la IRO, mi-au spus, urmează, când au început să facă, urmează cel mai dur tratament din lume care există la ora actuală. Dan, adică Nordist, nu ar fi vrut să apeleze la nimeni, din orgoliu, din convingerea că se va descurca, dar în cele din urmă realitatea crudă, dar și inițiativa unor prieteni pe care nici nu i-a văzut față către față niciodată, l-au scos pe el și familia din autoizolare. Pentru Violeta, o astfel de inițiativă e chiar speranța pe care o aștepta și în care uneori credea că nu mai are dreptul să spere. Speranțe sunt și cu bunul Dumnezeu, poate... Mă ajută și oameni cu suflet mare care o să trec peste toate astea. Chiar dacă se mișcă foarte greu prin gospodărie în urma intervenției chirurgicale și a tratamentului cu citostatice, Violeta are alături un ajutor care, chiar dacă vine din partea unei fetițe de o șchioapă, e de neprețuit. Spăl vasele, mă turc, mama se simte foarte rău și eu spăl vasele, fac patule, vin aici și o ajut cu tot ce pot. Chiar dacă Nordist aleargă ziua întreagă în toate punctele cardinale pentru a face rost de bani pentru hrana familiei și pentru medicamentele necesare soției, banii nu ajung. Prietenii i-au deschis un cont bancar unde cei care vor să-l ajute pot dona o sumă oricât de mică ar fi aceasta. Am insistat pe lângă domnul Radu să postez un apel pe Facebook pentru a încerca să-l ajutăm. Chiar am și publicat contul domniei sale, în speranța că, de fapt, sunt sigur că sunt oameni cu suflet în urbea noastră care îl vor ajuta să treacă peste această încercare. M-a impresionat povestea. În primul rând, domnul Radu este un om care muncește, pleacă dimineața la 7 și niciodată nu ajunge acasă mai devreme de ora 18. Crește 2 copii, are soția care acum se află într-un moment de grea încercare și dacă n-ar fi solidaritatea noastră a cetățenilor, cred că misiunea lui de a-și menține, de a lupta pentru unitatea familiei ar fi mai grea. În afară de Cristina, Violeta și Dănuț, mai au de crescut și un al doilea copil, un băiat care este adolescent.